Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă rețetă. După cum v-ați dat seama, astăzi facem gem de caise 100% natural, fără conservanți sau gelifianți de niciun fel. Este extraordinar de aromat, are consistența perfectă și o culoare fantastică. Vă povestesc imediat cum am făcut acest gem de caise. Acestea sunt ingredientele pentru 1 kg de fructe, deci 1 kg de caise cântărite fără sâmburi. Și pentru că fructele noastre nu sunt întotdeauna la fel de dulci și pentru că suntem diferiți și unora le place gemul mai dulce, altora le place gemul mai acrișor, am scris aici cantitatea minimă de zahăr pe care o putem folosi și cantitatea maximă de zahăr pe care o putem folosi. Bineînțeles, acestea sunt recomandările mele. Voi puteți să puneți și 1 kg de zahăr dacă vă place gemul foarte dulce. Dar recomandarea mea este ca zahărul să fie între 300 și 600 de grame. Mai folosim sucul de la o jumătate de lămâie pentru 1 kg de fructe. Dacă sunteți mai conservatori, probabil că vă este suficientă aroma fructelor. Dacă sunteți mai îndrăzneți în bucătărie, poate veți dori să aromatizați gemul de caise cu ceva în plus. Ce putem folosi? Vanilie, mentă, busuioc, rozmarin, lavandă, cimbrișor. Cam acestea ar fi, după părerea mea, aromele care se potrivesc cel mai bine cu caisele și vă las să descoperiți pe parcursul videoclipului cu ce am aromatizat eu acest gem. Veți vedea mai departe că eu am avut 2 kg de caise cântărite fără sâmburi și din 2 kg am obținut borcanele pe care le vedeți aici în fotografie. Așadar am obținut 5 borcane de 400 de grame și un borcan mic de 300 de grame. Caisele sunt mai spornice decât alte fructe pentru că conțin mai puțină apă. Deci din 2 kg de caise am obținut mai mult gem decât din 2 kg de căpșuni, de exemplu. Să trecem la treabă și dacă vă place cum a ieșit gemul meu de caise și dacă vă plac rețetele mele, abonați-vă la canal ca să nu ratați niciuna. La gem folosim în general fructe foarte bine coapte, chiar puțin mai moi, semn că au mult zahăr și noi adăugăm mai puțin în cazul acesta. Le spălăm foarte bine, îndepărtăm sâmburii și le inspectăm de jur împrejur și, dacă e cazul, le mai curățăm de eventualele imperfecțiuni. În oala cu gem trebuie să ajungă doar caise impecabile și sănătoase. Am cântărit caisele, am 2 kg și adaug 600 de grame de zahăr, 300 odată, 300 odată. Și pentru că am 2 kg de caise, pun sucul de la o lămâie întreagă, bineînțeles fără sâmburi. Sucul de lămâie poate fi înlocuit cu sare de lămâie, cam o jumătate de linguriță de sare de lămâie, și se adaugă întotdeauna la început odată cu zahărul, pentru că rolul sucului de lămâie sau al sării de lămâie este să împiedice oxidarea fructelor și să păstreze o culoare vie și frumoasă a gemului. Așadar îl punem de la început ca să nu oxideze fructele. Lăsăm cratița deoparte pentru 2 ore. Între timp ne ocupăm de sterilizarea borcanelor și a capacelor și avem pe canal un videoclip în care am explicat pe îndelete de ce și cum se face operațiunea aceasta. Vă las videoclipul la sfârșitul acestei rețete. După 2 ore, cam atâta sirop și-au lăsat caisele mele. Să nu fiți tentați să puneți apă ca să începeți fierberea imediat, nu ajută, după aceea veți sta în picioare lângă aragaz ca să se evapore apa aceea. Gemul se fierbe într-o cratiță cu pereți groși și cu gura cât mai largă care să favorizeze evaporarea apei. Îndepărtăm spuma atunci când aceasta se formează și amestecăm continuu și energic în oală, pentru că gemul de caise are tendința să stropească în toate părțile ca un vulcan. Între timp, ați văzut, am adăugat în gem o rămurică de rozmarin. Asta a fost cam cu 10 minute înainte ca gemul meu să fie gata. Cum ne dăm seama că gemul e gata? Scoatem pe o farfurioară, tragem cu degetul o dungă și dacă dunga rămâne clară, bine delimitată, înseamnă că gemul este fiert suficient și putem să-l turnăm în borcane. Bineînțeles, îndepărtăm crenguțele de plante aromatice. Folosim o pâlnie pentru borcane care ne scutește de multă bătaie de cap. Borcanele trebuie să fie așezate pe un suport metalic, într-o tavă, de exemplu, care să preia din diferența de temperatură și să, în acest fel, să nu se crape borcanele. Punem gemul fierbinte în borcane și umplem borcanele până sus, până aproape de gură. Înfiletăm capacele și imediat întoarcem borcanele cu fundul în sus ca să se creeze vacuum. Le păstrăm așa cu fundul în sus, acoperite, pentru 15 minute. După cele 15 minute le întoarcem în poziție normală, le acoperim din nou și le lăsăm să se răcească până se răcesc de tot, dar acoperite bine la cald. Și așa arată gemul la final. O să-l pun într-un castronel ca să-l vedeți mai bine. Este potrivit de bine legat, are o culoare minunată și nu vă pot spune cât e de aromat. Abia aștept să-mi spuneți cum a ieșit gemul vostru de caise. Dragii mei, nu uitați să vă abonați la canal pentru că am multe alte rețete delicioase pentru voi. La revedere și numai bine!